Laurențiu Leoreanu, încă edil șef în funcție, a primit o invitație oficială de la Casa Regală a României de a întâmpina în gara roman trenul Regal, care va poposi timp de 10 minute, vineri 16 decembrie, de la orele 11 și în municipiul de la confluența Moldovei cu Siretul. Primarul Leoreanu va urca în trenul Regal și va însoți pe principesa Margareta și principele Radu Duda până în gara Pașcani. Calendarul evenimentelor, ceremonialul regal pentru momentul sosirii trenului Regal în gara municipiului Roman de vineri 16 decembrie, ora 11, ar fi prima acțiune. După cum știți, am primit o invitație din partea Casei Regale, care reface drumul în Moldova. Deci Casa Maiestății Regale Regiului Mihai are onoarea să vă aduc la cunoștință că în zilele de joi 15 decembrie și vineri 16 decembrie, trenul Regal va face a șaptea călătorie regală din zilele noastre pentru comemorarea celor 100 de ani de la refugiul familiei regale. Am vorbit la Ziua Națională despre momentul în care România a devenit doar regiunea Moldova și cu guvernul refugiat la Iași, pentru 2 ani, din 1916 până 1918, când capitala țării și regatul România funcționa la Iași. În ziua de 15 decembrie, trenul se va opri la Mărășești, Ajuț și Bacău, iar vineri, 16 decembrie, se va opri la Roman Pașcani, la Iași. Am primit o invitație de a și însoți familia regală până la Pașcani, cu trenul regal. Și vă spun, ca să știți și dumneavoastră, în ziua de vineri 16 decembrie, trenul Regal va opri în gara municipiului Roma la ora 11 și 4 minute, va staționa 10 minute. În acest sens, ne roagă și vom sprijini organizarea ceremonialului Regal pentru momentul sosirii trenului Regal în gara municipiului Roman. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leoreanu, apreciază că trecerea trenului Regal prin Roman este un eveniment care face parte din calendarul manifestărilor legate de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire și că trebuie marcat ca atare. Este un eveniment istoric care e legat de pregătirea celor 100 de ani de la Marea Unire și personalitățile pe care le invită, probabil, adică este protocolul Casei Regale. Prințul Duda și cu principesa Margareta. Pe peronul gării Roman vor fi prezente la invitația Casei Regale și alte personalități din județul Neamț, prefectul Niculina Dobrilă, președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, care vor urca în trenul Regal și vor însoți pe maiestățile lor până la Pașcani.